Și alo, cetățenii, mai ușor cu pretențiile, da? Hai mai tăiați din ele, că nu e chiar așa cum credeți voi. Spune-le matale, domnul de la PNL-ul, spune-le matale că nu vor să priceapă ăștia, sunt... Cum care domn? Ăsta, mă, ziceți, de la PNL-ul, mă, da, făcut rahatul praf și la sport. Nimeni nu poate, și ați văzut inflație cu două cifre peste tot în întreaga Europa, nimeni nu poate, să spunem așa, pogni din degete ca să oprească această inflație sau să crească veniturile oamenilor peste noapte. Doamne, te cutremuri, mă, pur și simplu te dărâmă să mai auzi așa ceva în 2022 din gura unui politician, ca să nu-i zic altfel. Păi stați, mă, că nu putem crește veniturile peste noapte, mă, nehaliților! Păi, maestre, cam câte nopți au fost în ultimii 32 de ani? A? Ia fă un calcul așa. A? Ok, lasă, îți spun eu. Dacă e să judecăm după declarația ta și după nivelul de trai al românilor, pare că noi suntem într-o noapte eternă. Zici că trăim într-o noapte care nu se mai termină. Dar există, din punctul nostru de vedere, măsuri pe care le putem aproba foarte, foarte rapid. Premierul le-a subliniat. E, na, le-a subliniat cu pixul, ce a făcut? Sau i-ați dat niște creioane colorate să sublinieze măsurile? Nu, e clar, oamenii ăștia habar n-au pe ce lume trăiesc. Ei, între ei, acolo, mai departe, nu văd. Le dă aroganța în ochi, îi orbește lipsa de empatie, îi încurcă lipsa de înțelegere a unor chestiuni simple, foarte simple. Umblu cu pantalon cârpit pe mine, bluză cârpită pe mine. Deci eu, ca să-mi cumpăr o bluză, trebuie să reduc, eu știu, o săptămână să nu mănânc. Și lucrați. Lucrez? Aveți serviciu. Da, am serviciu. Deci îmbrăcăminte este exclus. Iată, ca să-mi iau o bluză, trebuie să nu mănânc o săptămână. Despre asta e vorba, mă, băieții care subliniați măsurile. Despre asta e vorba. Aici ați adus voi chestia asta care cu greu se mai poate numi țară. Să ai un salariu, trebuie să fii angajat, e mai mare râsul să nu-ți permit minimul de trai decent. Exact. Asta este noaptea, asta e definiția nopții în care orbecăim de atâta amar de timp. Nici măcar oamenii care muncesc în 2022 nu se ajung cu banii. De ce? Pentru că, bă, stați puțin, că nu pocnim așa din degete și... Ba, să pocniți, mă, să pocniți, pocnivar! Scuze. Și să cereți iertare, mă, pentru că ne-ați întârziat cu 100 de ani în doar 10 ani. Iar dacă oamenii cu serviciu o duc cum o duc, ce să mai zici de oamenii care nu-și găsesc de lucru? De asistații ăia pe care îi urăște lumea, de milioanele de pensionari cu 1000 de lei pe lună. Condamnați la o viață de mizerie, umiliți și înfometați, stau și așteaptă moartea întinși pe masă, că nu-și permit altceva. E exagerat prețul. Să vii să-ți iei o pulpă să te coste peste 100 de lei. Mai cumpărăm un miel ca altă dată, cumpărăm numai jumătate sau doar un sfert. Și în acest timp vine un penelică frânarul de ăsta și ne face și nesimțiți. Păi ce vreți, bă, să rezolvăm peste noapte? Nu, șeful, ne scuzați, șeful. Nu, noi stăm aici în pătrățica noastră, nu mai zicem nimic. Mai cere și spor de stres după aia. De fapt, nu mai cereți, că vă luați singuri cât vreți, vă descurcați voi. Nu ne facem noi griji. Nu vă supărați, am o întrebare. Monumentele de prostie pot intra în patrimoniul UNESCO? Nu, întreb așa, da, aveam o curiozitate. Nu, fără nicio legătură cu nimic. Și apropo de fără nicio legătură, voi ați urmărit declarațiile ministrului agriculturii? Dom'le, omul ăsta e ceva așa, o corcitură de filozof cu securist și cu băiat care ar fi trebuit să mai pună mâna și pe carte, nu să se gândească doar la carieră. Da, auziți aici. Înainte să mergi să fac cumpărăturile, mănânc. Când mergi la cumpărături și îți e foame, ai cumpărat jumătate de magazin. Le punem pe toate în frigider și la finalul săptămânii umplem coșul cu produse agroalimentare care ajung la gunoi. A? Soluție la scumpirile astea, deci.
mâncați acasă, bă, ca să nu mai cumpărați ca nebunii. Chesnoiule, dacă ar avea acasă de mâncare, n-ar mai cumpăra deloc. Da, domne, a citit și el două introduceri și trei proverbe la viața lui și face înțelepciuni de-astea de bordură. Într-adevăr, studiile arată că dacă mergi la cumpărături flămând, ai tendința să cumperi mai mult, că ți-e foame, nu? Dar subiectul aici nu e risipa alimentară, ci faptul că unii oameni sunt nevoiți să renunțe la mâncare. Mai vrei ceva înțelepciune de autogară? Uite, înainte să mergeți la bancă să faceți un împrumut, scoateți banii ăia de la saltea, milionul de euro, da? Numărați banii și altfel veți vedea viața. Ne putem face cu toții o analiză, să vedem cât din mâncarea, din alimentele pe care noi le achiziționăm de la hipermarket, ajung la coșul de gunoi la finalul săptămânii. Și atunci o să ne dăm seama că de fapt aceia sunt bani aruncați, putem fi mai responsabili. E, mor pe atitudinea asta. Cu alte cuvinte, tot la noi e problema. Tot oamenii sunt de vină că situația e cum e. Adică, da, domne, e inflație ca la nebun, da și voi sunteți niște panarame, băi, cetățenilor. Asta mă enervează. În orice criză, hai bă să vedem cum facem ca să mutăm responsabilitatea pe oameni, pe cetățeni, pe populime. Da, bă, da, s-a scumpit giga caloria, da, și voi sunteți cam friguroși. Ce dracu vă tot încălziți atâta, mă? Alții stau pe 16 grade în case și n-au nici pe naiba. Da, bă, sunt pensiile mici, da, și vouă prea vă place să trăiți, mă. Mai muriți, mă, păi 3 luni maxim, păi după ce te pensionezi, cât vrei să mai trăiești, mă? Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, aproximativ 2,55 de milioane de tone de hrană se aruncă în fiecare an în România, în special mâncare gătită, fructe și legume. Unde e ipocrizia acestor băieți? Mizeria lor? Păi, în atâția ani nu s-a făcut nimic în privința acestei risipe. Bă, monumente de înțelepciune. Ați făcut ore la școală cu elevii ca să educați împotriva risipei alimentare? Ganci! Acest chesnoiu are deja o carieră consistentă în debitarea tâmpenilor. Vi-l amintiți cum ei? Cât o să ne coste mielul de Paște? Pentru că sunt din nou producători care spun că prețul pentru carnea de miel se dublează pe kilogram. Fix exact cât o să plătim pe el. Ah, ce vorbești, mă? Sare Caterinca Daniel, da? Țâșnitoare de glume e tipul. E, acestea sunt cele două tipuri de atitudine. De fapt, tot voi sunteți de vină, mă, prima. Iar a doua e aia cu cât costă, bă, pâinea? E, nu știu, frate, că eu nu mănânc pâine. Nu, cu are și chesnoiul, doar că pe invers. Zice el pentru profit.ro: o să încerc să mănânc mai multă carne de miel. Mâncăm pește și exportăm miel. Cum? Nu mâncăm destul miel, mă? Da, de-aia fuge mielul de noi. Lăsați naiba peștele, oameni buni, că vă intoxicați de atâta pește. Băgați miel. Miel, că nu ne mai cunoaște mielul. Se sperie mielul de noi, ce naiba. Vorbiți cu un om care, atunci când eram la liceu, de foarte multe ori mâncam pâine cu muștar. Ce chestie! Adică a fost și el sărac ca noi, doar că el a reușit prin forțe proprii. N-a rămas cu mâna întinsă la statul român să-i dea pâine și muștar. Câte bazaconi! Câte bazaconi! Pur și simplu, acest personaj ar trebui să tacă. E doar un producător de prostii și jignește. El poate nu-și dă seama, pentru că el nu înțelege ce spune, însă jignește. Neaciolacule, lasă-l bre pe Zelenski ăla, vino în coala proștii noștri. Ah, banc. Ciucă și Ciolacu în avion zburau în... înspre Ucraina acolo și să uitau ei pe hublou. Puh, mamă, ce dezastru, ce nenorocire, zice Ciucă. Mamă, o țară distrusă, zice și Ciolacu, la care pilotul: domnilor, în 10 minute urmează să părăsim spațiul aerian românesc.
Stai bă, că aici nu-i de vână. Multe tâmpenii în aceste luni, dacă asta care urmează, mai rar. Știți că se tot discută de amânarea ratelor la bănci. Mă rog, ceva de genul ăsta, să nu se mai plătească o vreme până își mai revine mortăciunea asta de economie. Da, să încetinim consumul, cererea, până își revine, domne, un pic oferta, ca să zic așa. Sigur că totul e o prostie. Practic, prin tot ceea ce fac, guvernele lumii încearcă acum să oprească nițel consumul doar ca să-i dea drumul mai tare un pic mai încolo. Noi nu tratăm boala în sine, ci doar niște simptome, punând corpul pe aparate mereu cât să poată respira din nou singur și apoi șopă el de la capăt. Hai, tată, consum, consum, consum! Boala lumii, dragii mei, e capitalismul ăsta bazat pe creștere continuă, pe profit cu orice preț. Capitalismul ăsta deconectat de la umanitate, de la bunăstare pentru cât mai mulți. Și doar pentru că suntem prea proști să gândim și să încercăm alte variante, refuzăm să tratăm boala. E, în acest context cu amânarea ratelor, auziți aici. Toți își vor putea amâna plata ratelor cu o singură condiție, să facă dovada că au cheltuieli mai mari cu 25% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a scumpirilor. V-am pupat? Mua! Am plecat, tată! Bă, n-ai ce să te doare creierul direct! Mă, deci așa, școlărește, da? De ce luăm măsura de amânare a ratelor? Aud? Păi, domne, pentru că e inflație mare, pentru că prețurile la energie și carburant au explodat. Păi și atunci, cum naiba mă să nu crească cheltuielile lunare? Se poate așa ceva? Adică nu cumva v-ați gândit la măsura asta tocmai pentru că au crescut cheltuielile lunare cu 25-30%? Pentru că toate prețurile au crescut cu peste 30%? Doamne, Maica Domnului! Și hârtii, mă, hârtii! Să facem hârtii! Aceleași idei tâmpite cu... vă rog frumos să completați aici pe propria răspundere că... Că ce, mă? Nu e limpede pentru toți că e o situație economică fără precedent? Că s-a depreciat enorm nivelul de trai? Ce declarație pe proprie răspundere să vrea statul? Și ce fac, mă, funcționarii sufletului cu declarația aia? Și-o bagă unde? Adică, vreți să-mi spuneți că vor veni să verifice? Domne, deci cheltuielile matale au crescut cu doar 20%? Ne pare rău, ne-ați mințit. La pârnaie! Cum verifici cheltuielile, a? Am întocmit un raport. Doamne, talentul nostru! Chestia asta, să completăm foi, așa, ca nebunii. Pur și simplu ca să arate ei că muncesc. Da, rari idioți mai mari. Auzi, declarație pe propria răspundere. Sigur că ei se bazează că unora le va fi silă, că alții nu știu să scrie, da? Că mulți nu se vor descurca să depună în termen. Că mult prea mulți în țara asta sunt nedeplasabili și n-au pe nimeni. De fapt, despre asta e vorba. Piedici, tată, capcane, să ajungă cât mai puțini oameni să beneficieze. Dragii mei, să aveți asta în vedere la vot de fiecare dată. Exact așa cum vedeți astăzi, arată statul care îi consideră pe oameni dușmani. Și haideți să vă zic, pentru că între timp, s-au mai lămurit lucrurile cu aia 50 de bani la litrul de carburant. Da. Bineînțeles că e mult mai complicat decât au prezentat ei și, de fapt, compensarea de 50 de bani s-ar putea nici să nu fie. Mai exact, să facă ceva benzinarii pe ea. Da, fiți atenți! Reducerea prețului carburanților cu 50 de bani s-ar putea să nu fie aplicată
deloc. Asta pentru că statul nu poate obliga firmele care vând combustibil să ofere compensații. Pentru că nu există temei legale, acest lucru se va face la mica înțelegere. Acolo unde benzinarii vor scădea 25 de bani și guvernul mai taie încă 25. În caz contrar, prețurile rămân neschimbate. Scuze, eu când vă spun că ăștia sunt paradiți grav la cap, grav de tot. Guvernul ăsta formează trupa paradiții, dacă ați auzit de ea, da? Din ce în ce mai celebră. E limpede că nu vor fi, deci, compensări. Avem parte doar de o altă discuție ca să pară că ei muncesc, da? Sunt călare pe problemă și caută soluții, domne. Practic e o chestie de genul, puteți să aplicați măsura asta noastră sau nu? Ok, mai departe. Ordonanța, așa cum au ieșit discuțiile, nu poate fi aplicată doar de către stat. Statul vine cu această diferență, pro rata, până în limita 25 de bani, dacă această reducere va fi aplicată de către benzinării. Cu alte cuvinte, nu va exista o reducere de doar 25 de bani. Alo, alo! Păi nu ni s-a spus asta. Nu ni s-a spus că benzinarii trebuie să scadă ei cu 25 de bani și apoi scade și statul cu 25 de bani. Dar lasă că nu ni s-a spus nouă. Că cine suntem noi până la urmă? Nu, niște fraieri. Însă nu li s-a spus nici benzinarilor. Contactați de Observator, ministrii energiei și finanțelor au pasat răspunderea de la unul la altul, iar premierul recunoaște că nici măcar nu a discutat măsura cu benzinarii. Ați reușit să găsiți un mecanism prin care benzinările să fie obligate să facă această reducere? Companiile, sincer, nu am intrat în acest detaliu, dar vom analiza și vom veni cu răspuns în acest sens. Mediul privat este liber să își stabilească măsurile și modalitatea în care își desfășoară business-ul. Fabulos! Deci măsura asta ar fi de la 1 iulie, dar cu benzinarii nu s-a vorbit încă? Iar Ciucă ne mai spune și asta. Bă, o să vorbim și cu ăștia cu benzinarii. Dar să știți că au libertatea să nu ne bage în seamă. Cum spuneam, cu boltă, tati, cu boltă, direct de la pompă. E, ce, benzină, motorină, fiecare ce are nevoie, nu? Vom proceda în consecință.